Biblioteca județeană Ovidiu Sușianu, Medoara Deva, organizează în perioada 28 iulie-28 august 2016 un stand de carte cu vânzare. Standul va fi accesibil publicului la secția de artă și carte franceză a bibliotecii, unde cărțile vor fi puse în vânzare cu o reducere de preț din partea editurii. Una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate edituri românești, editura care își prezintă cărțile la Deva, are filiale în București, Timișoara și Chișinău. În decurs de 20 de ani a lansat pe piață peste 13 milioane de cărți, reprezentând peste 5500 de titluri grupate în circa 40 de domenii și peste 60 de serii și colecții. Principalele domenii în care a intrat pe piața editorială sunt literatură, eseu, jurnale, litere, filozofie, istorie, religie, psihologie, sociologie, politologie, pedagogie, asistență socială, studii de gen, media, relații publice, drept, limbi străine, informatică și calculatoare, educațional, economie și afaceri, medicină, sănătate, practic, etc. De remarcat că în fiecare an titlurile apărute depășesc 400. De asemenea, ca o dovadă a orientării europene a editurii, prima carte publicată a fost Pentru Europa, integrarea României, aspecte ideologice și culturale, semnată Adrian Marino. Cărțile de la stand stau la dispoziția iubitorilor de lectură care vor beneficia de reduceri de preț.